Genul programului. Documentar. Era deopotrivă din lumea aceasta și din cealaltă. Era un spirit foarte tânăr. Este mai mult decât un tată. A fost cel care m-a înviat sufletește. Prima oară când m-am întâlnit cu părintele Stâin și l-am privit în ochi, n-am intrat în chilie, am simțit că ne cunoaștem de 1000 de ani. Avem 15 ani când a strigat la mine așa cu toată tăria, cu toată puterea mea. Măi, învață-te să vezi numai ce-i bun în om. Un haiduc al spiritului care lua de la bogați și de la sărați, chiar material vorbind. Când părintele a trecut la Domnul, am intrat într-un fel de criză, pentru că în România nu știam să mai fie părinți de talia părintelui Justin. Întâlnirea cu părintele era întâlnirea cu veșnicia. A fost un clar văzător. Omul acesta, știți, nu părea om, părea înger. Pentru mine, părintele Justin este și mama și tată, mama noastră a murit. Dar eu pe părintele Justin îl consider mai mult ca o comoară. Părintele arhimandrit Justin Pârvu, ctitor de biserici și de suflete, este poate ultimul duhovnic al României. Înainte de orice, părintele a fost un mare român, un om sfințit prin durere, lacrimă, nevoință și incomensurabilă iubire pentru oameni și Dumnezeu. Tinerețea a slujit țării ca preot militar. În cel de-al doilea război mondial, luând parte la luptele ce s-au dat pe Don și în Crimea. Părintele Justin a fost în mod deosebit ocupat cu partea religioasă. Deci, pe front, el spovedea soldații români, săvârșea Sfânta Liturghie și împărtășea pe soldați. Dar, pe lângă aceasta, avea și lucrarea de intendență, adică se ocupa și de cei bolnavi și se ocupa și de aprovizionare, cu alimente, cu tot ceea ce este necesar de susținerea frontului. Când a revenit în țară, a dorit să-și continue studiile teologice, dar în martie 1949 a fost condamnat la 12 ani de închisoare și muncă silnică pentru crima de uneltire contra ordinei sociale. A îndurat chinuri inimaginabile, dar indiferent de ororile la care a fost supus, nu și-a trădat niciodată credința. În temnițele comuniste de la Suceava, Aiud, Baia Sprie, Gherla, Jilava, colonia Culmea din Dobrogea și Periprava, părintele Justin și-a șlefuit neîncetat iubirea de Dumnezeu. Oamenii ăștia au trecut prin lucruri cumplite, unii au cedat, dar mulți au mers până dincolo de capăt. Spun până dincolo de capăt pentru că ești o chestie. De exemplu, ești torturat până mori. Știi că mori. Ți se închid ochii și te trezești în spital. Pentru că ai fost readus la viață din moarte, după care intri din nou în tortură. În mod normal trebuia să se încheie lucrurile. Tu erai gata să mori, credeai că mori, și nu se rea. După care ești dat afară din închisoare, ca să zic așa, și te trezești în pușcăria mai mare care era România de atunci. După care eventual ești luat și aruncat din nou în închisoare. Deci oamenii ăștia nu au trecut printr-o încercare, nu au trecut printr-un șir, au trecut prin vieți de tortură. Eu m-am uitat în istoria bisericii și nu am întâlnit prigoană mai cumplită decât prigoana comunistă. În general, prigonitorii din vechime te torturau o zi, o săptămână, două, după care te omorau. Pe când aici tortura a mers toată viața. Gândiți-vă că sunt o serie întreagă de mărturisitori care au murit la 80 de ani, 90 de ani și așa mai departe. Au fost... Ce înseamnă... Gândiți-vă ce înseamnă, de exemplu, 27 de ani de pușcărie, ca părintele Dumitru Bejan. E ceva ce depășește închipuirea. Să reziști la 27 de ani de tortură?
Și e vorba de 27 ani de tortură. E vorba că te-au închis undeva acolo, cum sunt pușcările occidentale, cu televizor în cameră și bibliotecă și plimbări în curte și tot felul de chestii de-astea. Nu. Era vorba că erai bătut zi de zi. Erai bătut zi de zi, erai scuipat, erai bagiocorit, primeai mâncare extrem de proastă, noi nici nu ne-am închipuit că aia poate fi mâncare pentru oameni, erai în fiecare zi presat să devii colaboraționist, să te lași, să te dezici, să renunți. Zi de zi, 365 de zile pe an. În zilele de sărbătoare, de Paști, de Crăciun și așa mai departe, presiunea devenea și mai rea, și mai urâtă. Deci nu aveai zi liniștit. An de an, 12 ani, 20 de ani, 27 de ani, 30 de ani și așa mai departe. Niște lucruri foarte, foarte, foarte dure și oamenii ăștia au rezistat. Părinții de la Sihăstria, Măsia Sihăstria, au întrebat pe părinții lui Stin care au fost motivele pentru care v-au dat 12 ani de închisoare. Și părinții lui Stin a spus credința în Dumnezeu și faptul că eu l-am mărturisit pe Dumnezeu, faptul că am avut o atitudine patriotică față de toți românii și tinerii la noi din țară, condamnarea a mea a fost 12 ani. După cei 12 ani, a fost chemat în fața comisiei de disciplină și m-au întrebat ce intenție am de viitor cu viața mea. Și el a spus, voi face același lucru, să pornesc cu credința în Dumnezeu și a mărturisi Sfânta Biserică. Pentru acest lucru, i s-a mai dat încă 4 ani. Părinții de la Mănăstirea Sihăstria l-au întrebat, dacă v-au dat 12 ani pentru credința în Dumnezeu, din ce motiv a trebuit să vă dea încă 4 ani? Și atunci părintele Stil ne-a spus așa, în cei 12 ani de închisoare a trebuit să îi învăț să iert pe cei care mi-au făcut atât rău de viață. Iar ceilalți 4 ani a trebuit să învăț să-i și iubesc pe cei care mi-au făcut atât rău de viață. Părintele a fost un sfânt al închisorilor, a vorbit despre sfinții închisorilor și a intrat în ceata sfinților închisorilor. E pur și simplu greu să-mi imaginez cum ar fi fost ortodoxia românească contemporană fără părintele Iustin. A avut un timp la iud când a stat singur într-o celulă, poate jumate de an, și a zis că chiar statul lor în celulă acolo erau foarte atenți să nu piardă timpul, nici în celulă, vă dați seama, timpul duhovnicesc. Și că, măi, la un moment dat ne făcusem program. De exemplu, dimineață, când ne trezeam, începeam toți, ei știau, țineau legătura unii cu alții prin alfabetul Morse, prin ciocăniturile în perete. Și ziceau că începeam rugăciunea latină, începeam paraclis, acatis, așa, și apoi începeam cu rugăciunea inimii, să spunem tainic fiecare. Apoi, la prânz, veneau cu acea zeamă care nu conținea aproape nimic decât câteva bucățele de varză. Și după zicea, încercam să mai vorbim, să mai comunicăm între noi, pentru că, ca să nu ne sălbăticim cu totul, o oră, două, așa, și apoi din nou continuam rugăciunea. Asta se întâmpla până seara. Seara, iar, veneau cu, așa, cu turtoi sau cum mai ziceau ei la mâncarea care primeau, și după din nou mai comunicau o oră, două, și apoi gata, toată lumea tăcere. Și din nou ne rugam până dimineața. Deci vă dați seama că un om care totuși se roagă atâta timp, atâtea luni, nu mai zic de chinuri și de bătăi, de stările pe care le aveau, de nedumerirea. Zicea că în primii 2 ani le-a fost foarte greu, nu știau de ce sunt în bușcărie, de ce vrea Dumnezeu de la ei. Și apoi când au aflat sensul... Care era sensul? Sensul era, bine, ziceau, în primul rând pentru păcatele neamului și pentru a da o jertfă neamului acesta. Erau bătuți, schingiuiți, omorâți, aruncați în gropile comune. Asta vorbea și avea durere foarte mare că acest adevăr este ascuns încă, deoarece fiii torționarilor și comuniștilor trăiesc și sunt la putere. Și nu se
când se va deschide acest dosar, a fost arestată toată elita intelectualității românești și nu doar, toți profesori, studenți, ingineri, toți care aveau un cuvânt de spus și nu erau niște marionete ușor de manevrat, au fost închiși. Părintele a ales de plin conștient calea pătimirii. Dacă Mircea Vulcănescu a avut un moment de ezitare în închisoare în care se gândea că poate era mai bine să nu ajungă să pătimească, era mai bine să scrie cărți, să-și facă lucrarea culturală spre folosul poporului, la părintele Iustin, crucea a fost aleasă de plină cunoștință de cauză. Deci n-a fost un accident. În rezumat, nu s-a supărat dracul și l-a pedepsit pe părintele Iustin. Nu, ci părintele Iustin a vrut să îmbrace calea aceasta a suferinței de plină asumate până la capăt și regreta că n-a murit alături de sfinții închisorilor. Părintele Iustin a punctat că ideologia comunistă era de natură schizoidă, demonică, pentru că ea în principal se adresa celor care aveau credință în Dumnezeu și cei mai prigoniți, torturați în pușcării, erau cei care credeau în Dumnezeu și întrebau, mai crezi mai în Dumnezeu? Mai banditule, că spunea părintele că n-a scăpat de cuvântul ăsta bandit, bandit, 16 ani. Și zicea părintele, ce ai fi furat? Nu știu. Ca și apostolul Petru, părintele Iustin a fost un veritabil pescar de oameni. Mulți dintre cei care l-au cunoscut nu l-au mai putut părăsi. Unii dintre ei călugărindu-se și ducând traiul aspru al monahului, alții trăind în lume, însă profund transformați. Eram în clasa 10-a și un profesor de informatică de la liceul Tudor Vian, unde eram licean, de 1 decembrie ne-a dus într-o excursie la mănăstirea Petru Vodă. Era în 1994 și mănăstirea era la început, adică nu aveam nici curent electric. Este o experiență foarte interesantă din punctul ăsta de vedere, dar pentru mine, care la vremea aceea eram preocupat de muzica rock, de zona hippie, chiar un soi de rebeliune de asta, un pic mai spre punk, întâlnirea cu un monah, ca din povești, care era părintele Justin Pârvu, a fost de mare impact. Mi s-a părut un haiduc al spiritului care lua de la bogați și dădea la săraci, chiar material vorbind. Mi-aduc aminte că de atunci și oricând altcândva am fost la el, totdeauna a avut câte un mic cadouaș, câte ceva să dea și asta era, eu știu din ce primea, lua de la unii, dădea la alții. Asta ne-a impresionat pe noi copii fiind foarte mult, pentru că ne-am întors cu mai mulți bani decât venisem. Primul sentiment pe care l-am trăit ajungând în curtea mănăstirii este acela că era ca acasă. Un sentiment de acasă foarte puternic, care te făcea să te simți în largul tău, să poți vorbi orice, cu oricine, sigur, în limitele în care îți poți permite, ca și creștin. Să te simți bine, să te poți ruga, să legi prietenii, să ai acea deschidere sufletească față de orice ți s-ar putea întâmpla. Mi-amintesc că lucrurile astea se întâmplau undeva prin iulie, într-o zi frumoasă, călduroasă, erau mulți oameni acolo care așteptau la rând. Personal știam cam ce vreau să fac, nu m-am dus atunci, la prima întâlnire, nu m-am dus la părintele Iustin cu niște întrebări existențiale, nemai întâlnite, nemai auzite, nu. M-am dus doar să-l văd, să las un pomenic și să stau 3 zile la mănăstirea Petru Vodă, că eram după sesiune și vreau să mă odihnesc într-un loc frumos. Când am ajuns la părintele Iustin mi-a spus niște lucruri legate de mine, care n-avea de unde să le știe, atunci ne vedeam pentru prima dată. Întâi niște lucruri așa de la modul general, după care a atins exact niște chestiuni absolut esențiale pe care nu le discutasem cu nimeni, niciodată. A trecut foarte ușor, cu foarte mare discreție peste aceste probleme, după care zice, știi, ce mai stai? Da, mai stau, păi uite să te duci acolo să te cazezi, hai să mergem să mâncăm.
Subliniez lucrul ăsta pentru că este foarte important pentru mine și pentru alții ca mine. De ce? Pentru că prin felul în care te invita părintele și te așeza la masă, el de fapt îți arăta, era primul care îți arăta toată dragostea lui de care era în stare și de care într-un fel absolut de tine simțit, doar de tine, știai că e o dragoste pe termen lung, ceea ce de altfel s-a și întâmplat cu mine. Te chema, te așeza în trapeza care atunci era foarte modest, îți punea un castron așa de mai el cu ciorba în față, el le aducea din bucătărie, el îți aducea castronul, lingura, pâinea. Stai! Și după care îți punea în farfurii din bolul mare cu supă sau cu ce era de mâncare și îți binecuvânta masa și te lăsa. Lucrul ăsta l-au trăit și alți pelerini care au călcat pragul mănăstirii și noi, după ani și ani, povestind tot felul de lucruri frumoase despre părintele, am ajuns la concluzia că majoritatea dintre cei care au mâncat pus în farfurii de părintele Iustin au ajuns monahi sau monahii în cele două mănăstiri. Asta este prima întâlnire cu părintele. Era într-un fel un pescar de oameni părintele, dar interesant nu este neapărat faptul că a știut să pescuiască foarte mulți din tinerii care la vremea respectivă doream să îmbrățișăm viața monahală sau care nu știam ce dorim. Prima oară când m-am întâlnit cu părintele Iustin și l-am privit în ochi, l-am intrat în chilie, am simțit că ne cunoaștem de 1000 de ani. Ca și cum era, nu-l văzusem de o zi și de o viață întreagă trăisem lângă el. Și cred că bănuiesc și el a avut aceeași impresie. Eram studentă în anul 4 la medicină și nu aveam nicio problemă gravă. La atâta vroiam să mai vizitez mănăstirile, să mai catehizez pe câte cineva, considerând că eu deja începuse să merg la biserică, începusem să am o viață cât de cât duhovnicească, așa ziceam eu atunci. Și am venit la Petru Vodă, nu-l știam pe părintele Iustin nici cum arată, pe vremea aia nu erau nici interviuri pe net, nu erau nici poze cu el, nicăieri. Atât auzisem că în Munții Neamțului ar exista un părinte bătrân care a fost în închisorile comuniste. Când am intrat pe ușă, când s-a uitat la mine, a început să zâmbească frumos și m-a întrebat, dar de unde ești? Și am explicat, sunt student în Iași, sunt în anul 4, apoi tot el a tras concluzia că sunt student la medicină și i-am zis, părinte, nu cred că, eu nu vreau o carieră medicală, nu vreau să stau într-un oraș, nu vreau spitale mari, eu vreau să stau într-un stat de munte. Și părintele mi-a zis așa, să faci tu un cabinet ca o chilie de maică. Și după câteva minute, probabil că idealul meu și ceea ce aș fi vrut eu de la viață, pentru că eram foarte idealistă, așa s-a întâlnit cu ceea ce vrea el. Și mi-a zis foarte fericit, știi, eu o să fac un spital, nu mai pierd timpul, vii direct aici. Și am zis, da, părinte, bine. Eram student în anul întâi la filozofie, în Iași, și împreună cu un grup de prieteni am zis să mergem în pelerinaj pe la mănăstirea din Moldova. Mai ales eram cu mai mulți studenți de la psihologie, ne interesau foarte mult cum să facem un echilibru sufletesc, căutarea aceea dincolo de cele fizice, metafizice. Eu chiar intenționam să mă căsătoresc, aveam un prieten care eram de 2 ani de zile într-o relație foarte bună și părintele ne întâmpină în picioare, ieșite din chilie și avea așa o statură voievodală, ce m-a impresionat foarte mult. Și se uite la noi, avea niște ochi pătrunzători albaștri. Când s-a uitat în ochii mei, am simțit că s-a uitat până în adâncul sufletului. În momentul acela s-a petrecut ceva foarte straniu în sufletul meu. A fost o chemare, de fapt, nevăzută. M-a simțit în acel loc mai acasă decât acasă la mine. Și nu înțelegeam, nu puteam să-mi explic acest sentiment. Aveam ulterior să-l înțeleg. Și părintele așa a poznaș, că duhul părintele era unul poznaș, într-adevăr, bucurcaș și îmi făceam foarte multe pante. Măi, mai ați venit voi aici, dar să vedem care din voi rămâne aici.
Și a rezonat foarte mult în sufletul meu. Când am intrat în chilie la părinte după câteva ore de așteptări, bineînțeles, eu aveam de gând, întrebam părintele, spuneam de gândurile de căsătorie, de ce să fac în viață. Și văd deodată că se uită pierdut pe geam și mă gândeam în sinea mea, am cârtit, așa zic. Ce se spune că e văzător cu Duhul părintele ăsta și nici măcar nu e atent la ce îi spun eu. Dar să vă spun că eu am venit în Vlugi, îmi luasem fostea mea, dat-o prietenă pe drum. Și aveam impresia că lugării, maicile, sunt niște îngeri, nu sunt ca oameni obișnuiți, nu mănânc, abia mănâncă, nu dorm. Și în timp ce eu gândeam așa, preocupată, că părintele nu-i văzător cu Duhul, că știți, oamenii de azi special caută senzaționalul, să fie clar văzător, să-mi spună viața, viitorul. Nu îl caracteriza părintele, cel puțin știa, dar nu făcea ca o faimă lucrul ăsta. Și foarte discret lucra, nu se lăuda. Și așa, foarte liniștit, a, nu, da, tu ai să fii maică. Și cum să vă spun, mi se părea o nebunie cuvântul ăsta. Dar a lucrat așa în inima mea că am început să plâng și nu știam de ce. Mi-a trezit așa o dragoste față de Dumnezeu. Nu neapărat că l-am crezut. Deci, parcă mi-a vorbit Dumnezeu prin părintele. Era o siguranță și o certitudine pe care n-am avut-o niciodată în viață. Și ceilalți prieteni mei au plecat acasă, am mai stat câteva zile și am mai discutat cu părintele unele și altele, până am încheiat cu școala, cu părinții și cu celelalte, puțin mai greu, până au fost de acord să intru în mănăstire și prietenii mei. Și când m-am hotărât să intru, cu ajutorul părintelui, și zic, părinte, ce am să fac eu în mănăstire? Ce măi, tu ai să scrii. Păi eu ce să scriu? Și că, păi o să vedem noi împreună ce scriu. Eram în lume, predam religie la un colegiu în Beș și venisem, spuneam, cu un grup de tineri însoțiți de primul duhovnic, părintele Serafin, care îl cunoștea de mai mulți ani pe părintele Justin. Și ajungând la mănăstirea Petru Pod, am avut și bucuria atunci de a-l întâlni și pe părintele Calciu, care a ținut un cuvânt de folos tinerilor. Și apoi părintele Serafin l-a chemat pe părintele Justin să ne vorbească. Nu știam pe vremea aceea măsura duhovnicească a părintelui. Și ce m-a impresionat, îl ascultam, nu mi-amintesc nimic din ce a spus, doar privirea aceea care ți-amintea de infinit, te capta pur și simplu, adică dădea așa niște informații despre mănăstire. La un moment dat vine o tânără și îmi spune, întrebați-l pe părintele orice, poate să vă spun orice. Și eu mă gândeam, Doamne, dar ce să-l întreb? Avându-l duhovnic pe părintele, nu aveam nicio neliniște existențială așa pe vremea aceea. Și părintele Serafin insista în spatele părintelui Stin, părinte, spuneți un cuvânt Ane Mariei, profesoară de religie. Eu mă gândeam, dar ce să-mi spună, ce să-mi întreb? Părintele tăcea. Și am rămas cu tăcere. Părintele n-a răspuns nimic, adică cu alte cuvinte a respectat gândul meu, dorința mea tainică. Apoi am ajuns în anul 2003 la părintele, când, așa cum am pățit-o în ghilimele cu toții, ca un mare sforar, a pus în inimă gândul acesta, adică a întărit gândul acesta pentru viața monahală. Și au mai trecut încă 3 ani până când am făcut acest pas și îi spuneam chiar la un moment dat, zic, părinte, nu știu ce se întâmplă, zic, am sentimentul că aici sunt acasă și l-am întrebat unde să intru. Zice, păi unde-i mai greu, unde-i mai sălbatic și apoi pleci în altă parte. Și toți anii aceștia mă gândeam, dar unde să plec de lângă părintele, unde aș putea să plec din Petru Vodă? Și, într-adevăr, în urmă cu 3 ani de zile am primit o ascultare de la părintele și am plecat pentru o vreme din mănăstire. Deci s-a împlinit cuvântul, profeția părintelui, așa făcut în urmă cu aproape 10 ani. M-a trimis tarețe la un schit în Dobrogea și ăsta a fost momentul plecării, cumva desprinderii de matcă.
Își mărturisea adeseori durerea imensă pe care o avea din cauza celor care au luat calea pribegiei prin țări străine. Cu marea sa dragoste de oameni a reușit să aducă acasă definitiv pe mulți dintre cei care emigraseră de ani buni, insuflându-le iubirea de pământul în care se născuseră. Ne dădea exemplu celor care erau plecați în afară, în străinătate, că exact cum un creștin nu se poate numi creștin dacă ajunge doar o duminică la biserică din tot anul bisericesc, la fel un român nu se poate numi român dacă își vizitează țara doar o dată pe an. Și în felul ăsta simt el că își împlinește datoria față de neamul care s-a născut. A încercat pe cât a putut cu putință să aducă cât mai mulți români plecați să-i reîntoarcă în țară. Foarte mulți din cei care erau plecați, poate că veneau odată la părintele în vizită când veneau în țară și după conversația cu părintele, retrezea în ei dorul de neam, de țară, de părinți, de înaintași, de toată datoria pe care avem noi față de cei care și-au jertfit sângele pentru neamul ăsta și-au dat viața. Doctorul Rimindă, dacă-ți auzi, neurochirurgul de la Stanford, director la secție de neurochirurgie, pe care l-am cunoscut când am mers atunci în state, în California, și care a ajuns la părintele în vizită, în pelerinaj, și părintele i-a zis să se întoarcă în țară. El a zis că la pensie, va veni la pensie, are gândul ăsta să-și ia o casă la pensie și să vină în România. Și părintele i-a zis, mă, până la pensie, cine știe ce mai găsești? Acum vine, că acum e momentul. Și într-adevăr l-a și sprijinit și l-a ajutat să-și deschidă aici viitorul și să îngrijească de pacienții români. A iubit poporul român mai presus de orice. Eu aș zice așa, Părintele Justin cred că este omul care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, cred că fiecare dintre noi am întâlnit de-a lungul vieții oameni care ne vorbesc frumos despre Dumnezeu, ne țin predici frumoase despre Dumnezeu, ne învață tot felul de lucruri teoretice despre Dumnezeu. Fiecare dintre acești oameni care vin în atingere cu noi ne vorbesc în urma unor experiențe. Despre Părintele Justin aș afirma cu toată tăria mea sufletească faptul că el este omul care, cel puțin care, din câți oameni am întâlnit eu până la vârsta aceasta, este omul care l-a cunoscut cel mai mult și cel mai bine și cel mai profund pe Dumnezeu. Într-o experiență de viață nemijlocită și în urma cărei experiențe el a putut să se atingă și să ne modeleze sufletele fiecăruia dintre noi. Cred eu că această cunoaștere a lui Dumnezeu pe care părintele a experiat-o în decursul celor 94 de ani de viață este, știu eu, linia de forță care l-a făcut pe părintele să vibreze la toate problemele celor care i-au călcat pragul, fiecare în dreptul său, și totodată să vibreze și să ofere răspuns la atât de multe probleme de ordin național, aș zice, care au vizat întregul neam românesc, întreaga noastră istorie contemporană, să fie atât de prezent, atât de permisiv în ceea ce spune și totodată să fie atât de demn de urmat. Pe lângă faptul că ne-a învățat viața religioasă, viața virtuoasă, dânsul a învățat să ne păstrăm valorile, valorile naționale, valori care țin de intelectualitatea acestei țări. Gândiți-vă că în închisoare dânsul a stat lângă Constantin Noica, lângă Petre Țuțea, lângă Gheorghe Manu, și alte personalități care acolo, în închisoare, a putut să facă această chimie între religie și știință, între religie și cultură. Părintele Justin acolo a putut să o dezvolte. Părintele sancționa foarte mult politica și derapajele democrației, așa zisei democrații. Și chiar în primii acei ani, 90 ceva, era printre primele persoane care le auzeam vorbind de popușăria Revoluției. Și chiar mi-aduc aminte, asta am și scris-o într-un articol,
a venit la părintele odată unul dintre politicienii de vârf. Și săracul el a venit la insistențele soției, mai mult care era credincioasă. Și a intrat, dânsul părea destul de credincios, așa spunea că citește Biblia, că încearcă să facă fapte bune. Și a început să se laude. Părinte, știți, am fost la Revoluție. Părinte, măi, lăsați-mă cu pupușoria voastră de Revoluție. Dar știți, părinte, eu chiar am fost în balconul Revoluției. Și cum să nu v-a nimerit, mă, niciun glonț? A putut pătrunde lucrurile ascunse din om. A putut să treacă peste gesturi și peste atitudinile ale oamenilor. Părintele Iustin, acum noi le avem ca mijlocitor, ca mare rugător pentru mănăstiri, dar și pentru tot neamul acesta românesc. Și ne învăța fiecare zi, în fiecare clip, să faceți totul cu durerea inimii și să vă gândiți la cei sărași, la cei care suferă, noaptea să îngenunchiați, să lăcrimați pentru lume, pentru că voi sunteți aleși, pentru asta sunteți călugări. Dar în același timp am fost între cele 5 persoane care l-au îngrijit părintele și am stat până la ultima lui suflare. Și părintele mi-a dat acest sfat să merg mai departe, să duc cu tărie editura și revista mai departe. Avem o publicație, revista Atitudini, care a fost întemeiată de părintele Iustin, de fapt revista fundației. Cred că părintele Iustin e unul din marii sfinți ai bisericii care se roagă pentru mântuirea românilor și numai românilor, pentru mântuirea tuturor celor din biserică. Cei care am stat în apropierea lui, în imediata lui apropiere, noi în primul rând îl receptam așa ca om, deci era mai om decât toți oamenii. Însă, trecând timpul și auzind și văzând atâtea minuni, automat că deveneai conștient de partea asta, să zic, de sfânt, din tot ce povesteau ceilalți, din toate întâmplările minunate care se întâmplau în jurul nostru. Deci deduceai că, practic, ești martor la un eveniment suprafiresc, prin viața, prin osteneala ieșită din comuna părintelui, prin sacrificiu, sau știți cum, când vedeai că închide ușa chiliei, câteodată la 12 fără 20 noaptea și la 12 jumătate venea părintele însărcinat cu paza și ordinea să-l scoale, părinte, haideți că încep psalmiul trăinii și vedea că se scoală și merge la slujbă și stătea până la sfârșit și apoi miruia oamenii și după ce se termina slujba mai primea încă un rând de oameni ca nu cumva să plece cineva mâhnit că știți, pleacă autobuzul de Piatra Neamț la ora 7 și el nu reușește să intre. Deci știți cum era un titan. Deci am această mare mulțumire sufletească că am asistat la viața unui asemenea om. De fapt, mai mult decât un om. Totul era incredibil în preajma părintelui. Totul. A ajuns la părintele Iustin, o femeie din Armenia, care avea o înflătură în gât pe care putea să respire. Femeia fusese cancer și se vindecase. A venit la părintele Iustin disperată, împreună cu fiul ei. Și în timpul discuției, fiul traducea, părintele Iustin i-a zis fiului să iasă din chilie, a rămas femeia cu părintele. Femeia nu știa limba română, părintele nu știa armeana și se gândea fiul ei cum o să se înțeleagă mama mea cu părintele Iustin. Și când a ieșit mama, i-a spus, eu auzeam tot ce spunea părintele în armeană. Adică lucrul acesta nu e citit, e povestit chiar de tânărul care a fost acolo. Mai auzisem că părintele vorbise în franceză, tot așa, dar datorită faptului că fusese la seminar, te puteai gândi că, uite, a vorbit franceză în urma cunoștințelor învățate la seminar. Dar limba armeană nu știa cu siguranță. Și a fost o dovadă a lucrării lui Dumnezeu, nu doar faptul că femeia l-a înțeles, ci și faptul că i-a spus că problema pe care o are în gât de abia putea să respire se va rezolva în scurt timp. Parcă i-a și zis până te întorci în București. Cert e că veni spre București, femeia i-a trecut problema pe care o avea în gât.
Ori femeia a rămas minunată de unde știa părintele că a avut cancer, de unde, na, a simțit clar prezența lui Dumnezeu într-un astfel de părinte. Acolo unde am fost trimisă, într-una din zile maicile culeseseră ciuperci și din neatenție s-a amestecat una care nu era bună. S-a simțit rău una dintre maici, incidentul a trecut, adică n-a fost ceva grav, dar o ușoară stare de disconfort. Și la câteva zile l-am sunat pe părintele și printre altele îmi zice, măi, voi culegeți ciuperci acolo. Și uitasem efectiv evenimentul și zic, da, măi, să nu mai culegeți, că nu sunt bune, măi. Da, asta la distanță de câți kilometri, Petru Vodă, Constanța. Am avut un caz la spovedanie, o familie, tot din Constanța, care nu puteau avea copii. De 13 ani se străduiau să aibă copii, au fost la mai multe clinici din țară și din afară, au încercat tot felul de tratamente, chiar și inseminări artificiale și tot n-au reușit. Și tot veneau la părintele, mereu când ajungeau, se puneau în genunchi și ziceau, părinte, noi cu problema noastră. Și părintele zicea, măi, rugăciune și nădejde la Dumnezeu. Și poate luați un copil de suflet. Însă înainte să plecăm la spital cu părintele, s-a întâmplat să vină și acea familie din Constanța. Și la fel, părintele nu-i cu problema noastră. Și părintele ne-a zis, măi, acum mergeți acasă și mulțumiți la Dumnezeu. Și a zis, măi, Iustine, du-te și adu un pahar cu vin, aici să le punem cinstit un pahar cu vin. Nici n-am știut pentru ce. Iar ei când au ajuns acasă, doamna, la o lună de zile afla că era însărcinată, de fapt. Și a venit la părintele să-i mulțumească, când noi ne-am întors de la spital, dar părintele deja era pe pat de suferință. A ridicat mâna să o binecuvinteze, deși doamna nu știa și mai apoi și-a dat seama, părintele a zis, măi, să fiți binecuvântat. Și într-adevăr, în pândicele mamei era o fetiță. Șeful electric a Moldova, se numea pe vremea aceea, a avut una din fiicele lui. Cred că chiar doar o singură fiică a avut. Și era bolnavă de epilepsie, făcea crize repetate în cursul unei săptămâni. A venit la părintele Justin și a zis, părintele Justin, fiica mea nu cred că va mai avea viitor, deși are 20 de ani, nu cred că va mai avea un viitor de familie. Și părintele Justin l-a rugat pe acel domn să vină cu fiica dânsului aici la mănăstire și mi-aduc aminte, i-a citit 2 săptămâni de rugăciuni și de slujbe repetate acelei fete, după care ea s-a vindecat. La 6 luni de zile s-a căsătorit și știu că în momentul de față are 3 copii botezați deja aici la mănăstire. Veneau ca la ultimul liman. Știi, cazuri foarte grele. Și în ultimii ani, vă zic, pe puțin 5-6 care intrau pe zi, care aveau cancer, îi ziceau tineri, ziceau, părinte, știți, am descoperit, am metastază. Și părintele, culmea, nu le lua, știți, nu le lua speranță. Spunea, uite, Dumnezeu face minuni, eu te pun aici, punem la rugăciune, vedem cum vrea Dumnezeu, Dumnezeu face minuni, uite, mai încearcă să mai ții așa un regim, bineînțeles, să se pună în ordine cu sufletul, să spovedească, să stea la masluri. Și chiar de multe ori se întâmplau minuni, de multe ori se întâmplau minuni și se vindecau. După ce părintele Justin a trecut la cele veșnice, m-au impresionat un grup de copii care probabil mai veneau pe la părintele Justin. E vorba de copii care veneau în săptămâna care se numește școala altfel. În momentul când noi eram în timpul slujbei, am fost chemat afară de către părinții și de către profesorii care însoțeau copiii. Și spuneau ceea ce vedeau copiii în grup și noi nu. Deci copiii erau în ușa bisericii și priveau către mormântul părintele Justin. Și spuneau, noi îl vedem pe părintele Justin. E lumină tot. Și stă la mormânt și șoptește fiecărui om de acolo ceva la ureche, spuneau copiii. După care s-a uitat spre noi, adică și spre copii și spre noi, cei care erau lângă copii. Și a spus, uite, el privește la noi acum. Și am rugat pe unul din copii să facă cruce cu mâna spre direcția unde era părintele Justin. Și a început să facă copiii cruce. Consider că copiii, viața lor inocentă, puritate, inimă curată,
lor îi se arată Sfinții lui Dumnezeu. Noi care suntem mai cu vârsta, mai cu ani și cu greșelile repetate, mai puțin îi se arată, chiar dacă suntem preoți. Trebuie să avem niște calități preoțești bune ca Dumnezeu să-ți facă o descoperire de genul acesta. Și copiii spuneau, uite, noi facem cruce și Părintele Iustin ne zâmbește. După care Părintele Iustin a intrat prin zidul bisericii și s-a dus în biserică și a stat lângă preotul care citea Sfânta Evanghelie către toți credincioșii din biserică. Apoi s-a dus către mormânt, către chilia dânsului. De la chilia dânsului a stat la fel acolo, a șoptit oamenilor ceva la ureche, după care s-a întors la mormânt și de acolo nu s-a mai văzut pe nimeni. Era o conferință organizată la Iași. În gropile comune de la Iud s-au făcut săpături după 89-90 și s-au găsit foarte multe oase cu semnalmente de sfinte moaște. De la faptul că sunt neputrezite și au culoarea specifică de lemn de alun, până la faptul că erau frumos mirositoare. Și s-a întâmplat ca la anumite sărbători sau când a rânduit Dumnezeu, în diferite locuri să înceapă să izvorască mir, fără să fie cineva prevenit asupra acestui lucru. Deci un lucru spontan, cumva să spunem. Și au început cu timpul să fie din ce în ce mai multe mărturii de acest tip. Alt lucru și care m-a implicat pe mine este când au izvorât deci moaștele, ca să revin în al doilea, al treilea, nu mai țin minte, după ce au tot izvorât la rând în urma acestor conferințe sau la sfârșitul acestor conferințe, 19 martie, de la Iași, Teatrul Luceafărul. Și eu cu o săptămână înainte de conferință, pentru că izvoruse o coastă, mir, și fusese pusă la închinare, chiar în timpul liturghiei izvora mir, și au adus-o de pe Sfânta Masă din altar, părinte Ioan și Șmanian, a adus-o pe tetrapodul din față, unde sunt icoanele, acolo, la Paltin. La maici. Și ne-am închinat toți, dar cumva mie mi se părea că cumva cam seamănă mirosul a mirurile acestea făcute de mână omenească și am avut o anumită reținere. Mai târziu, peste o săptămână, când a fost chiar conferința, a izvorât în fața mea mir și în noaptea aceea, când ne-am întors la mănăstire cu moaștele, eu nici n-am putut să dorm până nu m-am dus și am zis trebuie luată o bucată de vată și pus acolo să îmbibe în mirul respectiv, pentru că citisem la Sfântul Ioan Gură de Aur că mirul izvorât din moaște este, face foarte multe minuni, e foarte binecuvântat și izbăvește și de patim, dar și de boli. Și m-am dus, am pus un pic de vată, eram trist că nu mai izvora mir, după ce umpluse pe acolo și procovețele acelea în care fusese ținută caseta în care era, deci dăduse pe afară. Și când am luat coasta aceea în mână, a început să izvorască din nou mir. Și am stat vreo jumătate de oră cu ea în mână, cum sau așa în fața dumneavoastră, și am cules cu vată mir, sau umplut vata respectivă. Mirul tot curgea și mă gândeam, Doamne, parcă aș fi la minunea mulțirii pâinilor, adică tot iese ceva din poșciorul ăsta, cât un exact degetul și nu se mai oprește. Și îmi dădeam seama că n-are cum să fie niciun fel de făcătură, să fi imbibat cineva înainte cu mir, să se fi întâmplat ceva, nu exista. Osul era perfect uscat, izvorâse, se uscase, după care, iată, după câteva ore, iarăși începuse să izvorască. Când le-am spus maicilor acest lucru, au zâmbit și a zis, Părintele Iustin, profețise asta, prevestise cu o săptămână înainte, că i-am spus că te îndoiești și el a zis, nu-i nimic că se îndoiește Marian, pentru că îndoiala lui va fi spre și mai mare credință și lui și altora. Și iată, sunt acum aici și dau această mărturie și spre folosul altora. Nu pot să spun că s-a născut sfânt, dar a știut să devină. Știți, nu părea om, părea înger. E imposibil ca un om să facă ce făcea el. El stătea în fața
filma la mănăstire. Gândiți-vă că stătea acolo, în chilie, spovedea, sfătuia, mângâia, făcea slujbe. Zi de zi, ori întregi, fără pauză, fără nicio zi de odihnă, ani de zile, tu ieși din pușcărie, din torturi, din chinuri. Păi noi, în gândirea noastră de oameni lumești, noi zicem, ies la pensie și mă odihnesc. Gândiți-vă că el era ieșit din chinuri cumplite și nu avea o zi liberă, o zi de odihnă. Muncea zi de zi într-un ritm pe care nu puteau duce tinerii călugări sau maici din jurul lui. L-ați auzit plângându-se? Da, l-am auzit plângându-se de faptul că românii n-au destul de demnitate. Se plângea de faptul că românii nu știu să stea cu fruntea sus și să fie destul de luptători. Se plângea că românii, din nenorocire, n-au destul curaj ca să se conducă singuri și să lasă duși de mână de alții și, deși iese mereu rău, nu se învață minte. L-am văzut plângându-se de asemenea lucruri, dar de greutățile lui și de viața lui niciodată. Era deopotrivă din lumea aceasta și din cealaltă. Deopotrivă. El a știut să facă extraordinar de bine legătura dintre aceste două luni și, credeți-mă, încă o face. Când mă gândesc la Părintele, am o bucurie pascală, o bucurie învierii. Datorită Duhului Sfânt, care era atât de mult în Părintele, nu era nevoie să te gândești de unde a luat informația, că simțeai de unde vine. Găsea răspunsul imediat în fricamente mele. El, practic, ne vedea sufletele. Tuturor. Pe lângă faptul că a avut harismele acestea de a tămădui sufletește, cum zice noi, de a schimba omul din rău în bine, a avut și darul vindecărilor sau a minunilor pe care le-a făcut și darul profetic. Pentru viața pe care a dus-o, e clar sfânt al bisericii. Și acum Dumnezeu să vă ierte pe toți și să ne binecuvânteze Domnul cu arul său. Sunt arhanghelii, arhanghelii și arhanghelii, toate puteri cerești nevăzute, să le acopere în tot timpul, în tot locul și toată viața.